În situație îmbucurătoare, spune prezentatorul, 3 gimnaste pe prima treaptă a podiumului. Prima urcă pe prima poziție a podiumului, Simona Amanar. Premierea făcută de arbitra internațională și expertă a acestui aparat, Anca Grigoraș Mihailescu. Pe aceeași treaptă a podiumului, Svetlana Khorkina din Rusia. A treia medaliată cu aur la acest aparat, Lilia Podkopayeva din Ucraina. Datorită acestui fapt, nu s-au mai acordat celelalte două medalii. Lavinia Miloș a ajuns pe poziția a patra în această finală de la paralele. Trei campioane europene la paralele. Simona Amanar, Svetlana Khorkina și Lilia Podkopayeva de la dreapta la stânga. Din nou imnul României pentru a patra oară. Drapelele nu sunt puse la egalitate, deși cele trei sportive sunt pe aceeași treaptă a podiumului. Drapelul Rusiei este puțin mai sus. Ciudat! Imnul Rusiei pentru Svetlana Khorkina. Asta poate că Svetlana Khorkina este și mai înaltă decât cele două gimnaste aflate cu ea pe prima treaptă a podiumului.